În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, suntem imediat după Marea Sărbătoare, închinată prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, după buna vestire și rămânem uimiți, rămânem minunați de smerenia Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, care în fața Îngerului și în fața Domnului se așează în starea cea mai de jos. Nu de mamă, nu de fică al lui Dumnezeu după har, se așează în starea de rob. Iată roaba Domnului. Într-o această stare de smerenie, de credincioși, se cuprinde, de fapt, toată înălțarea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, pentru că a căutat Bunul Dumnezeu spre smerenia roabei sale. A căutat Împăratul spre smerenia împărătesei. De aceea noi, cei mici și mărunți, trebuie să ne rugăm la Bunul Dumnezeu și la Maica Domnului să ne dea puterea și înțelegerea să spunem: iată robii Domnului. Și de acolo, Bunul Dumnezeu să ne înalțe, iubiți credincioși, de la starea de rob, la starea de năimit, care face pentru plată și nu din frica iadului, la starea de fiu al lui Dumnezeu după har. Dar această înălțare este o duhovnicească lucrare, pentru că are nevoie de câteva elemente de bază pe care noi le lucrăm cu intensitate mai mare în perioada postului închinat în învierii Domnului. Aceste elemente de bază, de credincioși, care trebuie practicate continuu, neîncetat, sunt căința și pocăința, spovedania și împărtășania. Dar ca să ajungi să te împărtășești cu Sfintele și prea curatele lui Hristos taine, trebuie să te spovedești mai întâi. Dar ca să te poți spovedi și să ajungi în fața preotului cu starea adevărată, lucrată, pregătită pentru spovedanie, trebuie să lucrezi căința și pocăința. Ce înseamnă asta, iubiți credincioși? De multe ori se face diferență între căință și pocăință și între spovedanie. Una este să vii la duhovnici, să mărturisești, să spovedești, să spui păcatele în taina mărturisirii, în taina spovedaniei. Și alta este căința și pocăința care o face fiecare în viața lui de zi cu zi. Căința înseamnă o conștientizare atentă în lumina Harului a tuturor păcatelor pe care le-ai făcut și să-ți pară rău din toată inima ta că le-ai făcut. Iar pocăința înseamnă să te hotărăști să nu le mai faci și să faci virtuțile contrarii păcatelor pe care le-ai făcut. Deci ca să ajungi să te împărtășești, trebuie să te spovedești. Ca să te poți spovedi așa cum se cuvine, tu trebuie să te căiești și să te pocăiești în modul cel mai autentic. De aceea, ca să nu lungim cuvântul, ca lucrare în postul mare, vă îndemnăm, cum v-am mai îndemnat și în particular la spovedanie și predici, vă îndemnăm să stați și să petreceți în fiecare seară, dacă puteți, un minut, două, trei, în adâncul inimii voastre, în întunericul inimii, și să spunem precum Sfântul Grigorie Palama: Doamne, luminează întunericul din inimii. Ca să ne dea Bunul Dumnezeu acest har luminător, har care luminează și ne dă posibilitatea de a vedea în acest întuneric. Doamne, dăm să-mi văd păcatele mele, să nu osândesc păcatele mele. Doamne, dăm să-i las pe toți în pace și să mă orientez că am de curățat în adâncul inimii mele. Doamne, dăm să-mi văd bârna din ochiul meu și să nu mai văd paiul din ochiul fratele meu. Doamne, dăm putere să mă căiesc. Adică să observ, să fiu atent
în această lumină, la toate nuanțele de păcat care le-am avut peste zi și peste an și în toată viața mea. Și acolo, iubiți credincioși, în taina inimii, când le-am observat, când le-am identificat, când le vedem nuanțat pe fiecare în parte, noi să începem pocăința începând de la rugăciunea unită cu părerea de rău, punând acolo, țintit, am furat. Și mă uit în adâncul inimii și am furat de la stat, am furat de la persoană, am furat de la omul necăjit, am oprit plata lucrătorului, am furat când eram mic, am furat când eram mare, am furat de la părinți, am furat în fel și chip, am furat cele sfinte, sunt mii de nuanțe de a fura. Stai acolo și încep să spui pe acele nuanțe: Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Și pocăința începe cu această părere de rău, cu rugăciunea pentru păcatul care l-ai făcut să te ierte Dumnezeu și dacă poți să întorci împătrit precum Zahir. Adică pocăința nu înseamnă doar părerea de rău care este legată de căință. Pocăința nu înseamnă doar rugăciunea de iertare pentru păcatele care le-ai făcut, ci pocăința înseamnă concret să faci faptele și virtuțile contrare păcatelor pe care le ai în fiecare zi. Păcate care te afectează pe tine în relația cu Dumnezeu, păcate care te afectează pe tine în relația cu tine și te afectează în relația cu aproape. De aceea, poate l-ai mâhnit pe Dumnezeu, poate te-ai distrus pe tine, poate ai rănit pe fratele tău, revină-ți. Dă vina pe tine, vezi unde ai greșit, nu căuta vina în toți ceilalți, pentru că pace nu vei avea. Și lasă-i pe toți în pace. Și întoarce-te către tine. Căiește-te în continuu. Privește în adânc. Și acolo începe. În fiecare zi, în fiecare seară, în fața icoanei, dacă nu poți și n-ai timp, oricând, și când mergi, și când conduci, și când stai întins în pat, intră în adâncul inimii tale, și oftează pentru păcatele tale și scoate afară, răsuflă, nu le mai ține acolo. Și ai să vezi că puterea și harul și lumina și lucrarea lui Dumnezeu este acolo. N-ai voie să ajungi pe mâna psihologilor. N-ai voie să ajungi pe mâna psihiatrilor. N-ai voie, creștinule, să ajungi pe mâna terapeuților. Dacă tu practici lucrarea de ridicare din slăbănogire, vă amintiți voi de slăbănogul din Capernaum, care a fost ridicat de patru inci? Acei patru, la o anumită tâlcuire, sunt patru prieteni. Bun. Mai profund, pătrunzând în Scriptură, sunt cei patru evangheliști, care au luat toată lumea pe acea pătru, adică pe Sfânta Scriptură. Și mai adânc, sunt patru lucrări, adică conștientizarea păcatului, căința, rugăciunea pentru păcat, hotărârea de a nu mai face păcatul, fapta contrarie împotriva păcatului unită cu Sfânta Împărtășanie, pentru că după ce ai făcut toate aceste patru, da? Conștientizezi, te căiești, te pocăiești, îți pare rău și te rogi, vii după aceea cu aceste patru și te așezi în casa inimii tale, în casa lui Dumnezeu, și ai spart rațiunea, adică tablele acelea, lesprezele acelea, de pe acoperiș și pătruzi în fața lui Hristos, adică în fața lui Hristos euharistic și pătruzi în fața Sfântei Împărtășanii și acolo Domnul acționează spre vindecarea deplină. Pentru că vindecarea deplină nu este nici în căință, nici în pocăință, nu este nici în spovedanie. Nu acolo se curăță și se iartă păcatele de săvârșit, ci când ajungi în fața lui Hristos la Sfânta Împărtășanie, unde se spală păcatele tale, cu trupul și sângele Domnului și Domnul îi spune acolo slăbănogului: iertate sunt ție păcatele, ia spatul tău și umblă. Acesta s-a restaurat, s-a ridicat și a luat viața în propriile mâini ca un puternic în demnitate și s-a dus la casa lui. Asta este perioada postului mare. Patru prieteni, pământ, apă, aer și foc. Ori 10, duși la plinătate, adică numărul de săvârșiri în creație, 40. Și această restaurare trebuie să ducă continuu, să ducă continuu la Hristos cel înviat, din noaptea învierii și din fiecare liturghie, când ți se spune: iertate sunt ție păcatele, ridică-te, ia spatul tău și umblă.
Faceți acest exercițiu continuu de pătrundere în interior, de căință pentru păcatele tale, să rogi pe Dumnezeu să-ți dea lumina curățitoare și luminătoare din adâncul inimii tale, să oftezi din toată inima pentru ce ai greșit, să scoți afară din tine tot ce era acolo, sufli la propriu în fața ta, scoți acolo din piept. Și apoi continui cu rugăciunea lin. Să știți că această lucrare, dacă nu mă înșel, o făcea foarte fin și Sfântul Închisorilor, Sfântul Valeriu Gafencu, care neavând duhovnic, neavând preot acolo, era tot timpul atent și se căia, se pocăia, se ruga, se sfințea în fața lui Dumnezeu și participa la această lucrare de sfințenie, biserica biruitoare, toți sfinții, toți îngerii, Maica Domnului și Mântuitorul Iisus Hristos erau cu el. Deci, de la cincizecime, iubiți credincioși, în noi și peste tot este Harul Duhului Sfânt. Rețeaua mai presus de orice rețea. Conexiunea mai puternică decât orice conexiune. Într-o clipă, prin Duh și prin gând, ești în legătură cu Sfânta Trăime, Maica Domnului, cu puterile cerești, cu Sfinții, cu orice sfânt și cu orice om de pe fața pământului în rugăciune. Această lucrare de legătură și de refacerea legăturii, iubiți credincioși, prin har, are nevoie de curățare. Curățarea de păcate nu este altceva decât o reglare, iubiți credincioși, a tuturor instrumentelor interioare de a păstra legătura, conexiunea cu cerul și cu pământul între ei și cu tot universul. Noi curățăm, iubiți credincioși, piesele din noi, ale aparatului de legătură. Și apoi punem în noi ceea ce este corect și bun, ca frecvența să fie bună. După aceea păstrăm legătura personală cu Dumnezeu cel personal și cu toți frații noștri într-un Hristos. Și indiferent de neam, indiferent de țară, indiferent de loc, dacă el este în dreapta credință și se închină cu adevărat Tatălui Ceresc, fiind botezat în numele Sfintei Trăimii în Biserica Ortodoxă, este frate cu noi, este credincioși după har. Și atunci intrăm în conexiunea cea adevărată. Asta este lucrarea. În postul mare este de fapt lucrarea de peste tot anul, de restaurare a ființei umane, de refacere mai curată a legăturii cu Dumnezeu și a intensității acesteia și de a-L aduce cât mai des, continuu, dacă se poate, pe Hristos, pe Împăratul, pe tronul inimii noastre. Mâine este hramul de primăvară al mănăstirii noastre. Mâine este hramul închinat Sfântului Ierarh Mildorobanț. Este sfânt pentru că a ajuns la îndumnezeire, la unirea cu Dumnezeu, trecând prin curățare și iluminare, trecând de cunoașterea rațiunilor duhovnicești din lucru și ajungând la răpire, extaz, contemplație, unire, vedere duhovnicească și stări mai presus de mintea noastră ce nu pot fi numite în cuvânt. Este sfânt pentru că viața lui a fost sfântă și Dumnezeu a lucrat în viața lui. Dacă citiți și dacă urmăriți toate mărturiile celor care l-au cunoscut, pentru că poporul, iubiți credincioși, recunoaște un sfânt, dar sfânt îl face numai Dumnezeu când îl sfințește prin viața lui de zi cu zi. Este sfânt ierarh, pentru că el a fost patriarh al bisericii prigoniților. Și nu doar din țara noastră, pentru că spunea cineva că Mildorobanț era global. Adică era cu un picior pe un continent, cu un picior pe un alt continent, pentru că avea capacitatea precum mari sfinți, precum Eufrosim Bucătar și alții care s-au dus în rai și au venit cu un măr, avea capacitatea să intre și să iasă din rai de zeci de ori. Avea capacitatea să apară și să dispară. Și atunci nu-l putea limita o graniță la noi în țară. Deci era patriarh al prigoniților din toată lumea. Era sfânt ierarh. Iubiți credincioși și patria. Al Vlahernei prigoniților. Nu era o biserică paralelă Vlaherna. Nu era vreo biserică schismatică.
Nu era vreo biserică, iubiți credincioși, pe care vor să numească în fel și chip cei din sistem, ci era biserica de catacombă a adevăratei biserici ortodoxe, condusă direct de Mântuitorul Iisus Hristos, capul bisericii și sub acoperământul și intensitatea rugăciunii și a protecției preasfintei născătoare de Dumnezeu, cum a fost văzută în Vlaherna de către sfinți, iubiți credincioși. Și atunci, revenim pentru cei care nu înțeleg. Cine l-a hirotonit? Hristos direct cum hirotonește pe orice episcop. Cum și când l-a hirotonit? În teofanie și vedenie și taină mare care poate fi înțeleasă și pătrunsă cât de cât de cei care au inima deschisă. Cum și unde a lucrat? Unde a avut Hristos? De unde vii Nil? De la Hristos? Unde te duci Nil? La Hristos. Fiecare pas al lui era condus în vedenie de către înger, fugea unde spunea îngerul și lucra unde vrea îngerul, pentru că nu mai trăia el, ci Hristos trăia în el. Noi nu vorbim aici pentru cârtitori, vorbim pentru cunoscători, vorbim pentru cei cu inima deschisă, vorbim pentru cei care de câțiva ani de zile au înțeles, au citit, au cunoscut și au simțit. De aceea, pentru ziua de mâine, vă invităm cu tot dragul să cinstim un sfânt. Nu pe Părintele Nil, cum spun unii, cum n-au curajul să mărturisească, cum sunt blocați de sistemul bisericesc, să nu-l numim sfânt. Și doar un părinte, mai grozav, mai special, mai atipic, mai nebun. Nu ne axăm pe calitatea lui de nebun pentru Hristos. Calitatea aceea de nebun pentru Hristos era doar o formă, o lucrare exterioară, pentru a ascunde darul suprafirești pe care nu le putea duce lumea aceasta și a se ascunde de ochii ateilor și nebunilor cu adevărat. De aceea, demnitatea lui de general, de general în oastea lui Hristos, dar nu un general de oricare nivel, nu un general, iubiți credincioși, care cuprinde o parte a armatei, de corp de armată, era un general, credincioși, a întregii biserici din catacombe sub acoperământul preasfintei născătoare de Dumnezeu, era patriarhul. Uitați-vă la el, mare brâu alb ca patriarh, mare îngolt Ioane ca patriarhul stânga dreapta cruce în mijloc, cum a ajuns la măsura de mucenic. Și atunci acest sfânt ierarh a lucrat pentru singur lucru, să păstreze dreapta credință, să scuture biserica de erezii de schisme, să lumineze poporul prin predici minunate și curățitoare și luminătoare, să cheme poporul iubit credincioși la dezlegare de păcate în bloc, la binecuvântare în bloc și să împărtășească cu miile, să unească cu Hristos, așa cum se spune în cuvintele cerești. În continuu se spune: de ce m-ați închis în chivoșii altar, de ce nu mă dați pe mine Hristos, Dumnezeu poporului, și așa mai departe. De aceea, mâine, cinstindu-l pe Sfântul Erarh Mitropolitan, n-am mai făcut o invitație scrisă, pentru că cine este de acasă, simte, zice pe Dumnezeu. Și este ziua Sfântului, porțile sunt deschise și invitația este făcută în Duh. Din îndemnul Duhului, cine simte, este aici. Și vă invităm, de azi și până mâine, să aveți această lucrare de căință, de pocăință, ca să fiți mâine dimineață pentru o curățare de dezlegare în bloc, pentru cei care v-am spovedit, pentru cei care v-am ascultat în taina spovedaniei, încă o curățare. Nu înțeleagă nimeni că anulăm taina spovedaniei în mod personal cu fiecare. Și mâine vă așteptăm să vă împărtășiți cât mai mulți cu Sfintele și Preacuratele Hristos taine, ca să-L bucurăm cu adevărat pe Sfântul Erarh Nil Romanțu, Patriarhul Bisericii Vlahernei Prigoniților, toată lumea. Amin.